Astăzi, unul dintre cele mai cunoscute așezăminte monahale din Moldova, Mănăstirea Neamț, a îmbrăcat veșminte de sărbătoare. De hramul istoric ale lăcașului de cult au slujit trei ierarhi ai bisericii noastre. Sfânta liturghie de hram de la Mănăstirea Neamț a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Împreună cu preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, și cu preasfințitul părinte Damascindor Neanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. După citirea Sfintei Evangheliei, înalt preasfințitul părinte Teofan a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța participării la Sfânta Liturghie. Prin participarea noastră la Sfânta Liturghie, în duc și în adevăr, noi suntem prezenți la înălțarea Domnului la cer. Ce dar mai mare poate primi omul ca lângă casa sa, unde se află bisericuța din parohia sa, sau într-o mănăstire precum aceasta, când se săvârșește taina Sfintei Liturghii, în interiorul ei, așezându-se omul, se împlinește și în viața lui, taina întrupării, taina răstignirii taina învierii, taina înălțării Domnului Hristos. Prin toate actele mântuitoare ale întrupării sale, a îndumnezeit firea cea omenească, a așezat-o de-a dreapta Tatălui, arătând că acolo nu este locul, că aici pe pământ suntem doar în trecere. Patria noastră se află în cer, lângă fratele nostru mai mare, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Isus Hristos, purtător de trup ca și noi, în afară, bineînțeles, de păcat. Tot astăzi au fost hirotesiți într-un duhovnic doi eromonahi de la schiturile Cărbuna și Vovidenia, ce aparțin de Mănăstirea Neamț, iar la final a fost săvârșită slujba parastasului pentru ctitorii așezământului monahal și pentru eroii neamului.